A citit peste 100 de cărți, deși are 11 ani. Vorbim despre Cătălina Danilișin, o elevă din Cojușnea, localitate din raionul Strășeni, care are o pasiune apartă pentru lectură. Are un vis, cea de a deveni scriitoare, și spune că cititul o ajută să se dezvolte, să-și mențină mintea în formă și să cunoască mai multe. Pot comenta această spusă cu o vorbă? Atunci când lecturez, mă aflu pe o mică aripă de vis. Nu vă pot oferi un număr exact, însă pot constata mai mult de 100 de cărți. În cât timp? 100 de cărți de-a lungul vieții mele. Faceți cunoștință. Ea este Cătălina, o fetiță de doar 11 ani care, la vârsta fragedă pe care o are, nu se poate dezlipi de carte. Și nu doar citește cărți, ci face și analiza acestora. Pentru început, o carte a 300 de pagini o pot lectura între 2-3 zile. Lecturez în principiu romane, poezii. Iubesc poeziile avute de Mihai Eminescu și am isprăvit câteva analize asupra poeziei intitulate Luceafărul. Am provocat-o și noi pe Cătălina să facă o analiză a poeziei Luceafărul. Autorul este Mihai Eminescu. Acesta, după cum cunoașteți în poeziile sale, își exprimă, reflectând iubirea față de o anumită persoană. Se presupune în viața reală că s-a îndrăgostit de Veronica Micle, care după moartea acestuia a suferit cu o inimă îndurerată. De asemenea, punctul culminant în această poezie este că iubirea avută de două persoane poate cutreiera și luna. Cătălina nu se limitează doar la citit, îi place să scrie și cărți. Dar ce carte scrie acum? Este, să menționăm, un roman despre o fetiță care se trezește într-o lume diferită, specială, și pentru a salva lumea, aceasta trebuie să se regăsească în prada unor lucruri pe care nu toți le-ar putea învinge. Am finalizat primul volum și sunt pe cale să încep cel de-al doilea volum. Cătălina este un exemplu pentru alți copii, spune profesoara sa de dicție, Ecaterina Godoroja. M-a uimit felul în care ea își construiește ideile, felul în care ea abordează anumite lucruri, felul în care ea își pune problema asupra anumitor subiecte și mai ales cărțile care o pasionează. De în prima zi a venit la curs cu niște cărți pe care ai putea să le întâlnești, de exemplu, pe coridoarele Facultății de Filosofie, fapt care nu a putut rămâne neobservat, și a idoma vorbei lui Nicolae Dabija, nasc și la Moldova oameni. Deși e încă un copil, Cătălina are visuri mari. Pentru început, doresc să devin o scriitoare, o traducătoare și un om de istorie. Aș dori să public cărțile proprii, iar în momentul de față am la îndemână idei pentru 7 cărți. Cartea este o tovarășă de nădejde care te poartă dincolo de hotarele necunoscute ale realității. Am învățat că frica este bariera ce te ține departe de scopul avut de tine.